Bună seara, florari! Eu vă consider cei mai gospodari. În această zi vreau să schimb dipladenia mea roșie la culoare, care mi-a adus-o din Tenerife. Am și un oaxis aici crescut din pământul meu. Nu crește foarte bine. A luat un pic de viață, dar nu sunt mulțumit. Cred că pământul care l-am pus este cam fără hrană. Ca să o pot scoate, îi apăs de jur împrejur să o pot scoate de aici și vreau să îi pun pământ mai concentrat, pământ mai bun, plus ceva mâncare organică să o hrănească, că aș vrea să înflorească anul ăsta. Anul trecut când am luat-o era înflorit, avea 3 flori, era mai mare, s-a uscat, am vrut eu să o înmulțesc dintr-o creangă, s-a uscat și aia, nu i-a mers foarte bine. Și na, dacă a prins viață, acum vreau să îi fac de petrecanie. Ok, acum am acest vas care deja l-am găurit ca să îi fac un pic de udare permanentă. Permanentă, de ce? Da, nu-i permanentă, prelungită, mai bine spus. Îi pun niște vată de sticlă în interior ca să îi mențină cât mai multă apă. Peste vata de sticlă am nisip și pun în jur de 35 de milimetri. Ok, foarte bine acum. Deci foarte puțin nisip peste vata de sticlă, doar că atât să îl acopere. În orificiul dat de înainte am furtunașe pe care le folosesc ca să ajungă apa într-o altă direcție decât să curgă acolo, într-un vas mai mic, sau chiar să se scurgă afară, într-alt loc, sau în afara locului unde este pusă floarea. Ok, acum am să o scot de aici, o țin de crengi. Ia să vedem ce și cum se simte. Deci, din punctul meu de vedere, pământul se ține foarte bine, adică mă refer că rădăcinile s-au înmulțit foarte bine, s-au extins rădăcinile. Asta înseamnă că a vrut să trăiască, a căutat hrană, dar nu a avut succes foarte mult, așa că îi dau parte din pământ jos. Are rădăcini foarte firave. Ok, pământul este semi-ud și îi las, am ajuns aproape de rădăcinile mai mărișoare, se văd foarte bine. Ei, în situația asta, deci mai dau și deasupra din pământ, că punându-i apă deasupra, hrana s-a dus în jos. Și s-a cam dus hrana din pământul acesta. Acum, am aici pământ proaspăt de pădure. Deci o hrană cu adevărat proaspătă. După ce am pus un strat de pământ, îi pun nu foarte multă mâncare. Câteva granule dintre astea. Iarăși un strat de pământ, pentru că nu e bine să
fie rădăcinile exact pe mâncare. Ele vor căuta mâncare, se vor duce după mâncare și asta o să fie lucrul cel mai bun. Și trebuie să-i pregătesc un loc exact pentru aceasta. Așa, un pic mai mult să presez că nu intră. Ok. Acum locul este ideal. Perfect acum. Bun. Completez cu pământ. Pământul se va mai așeza după udare și o să mai trebuiască completat. Deci la rădăcinile principale nu am umblat, nu le-am atins, că nu cumva să se supere. Chiar dacă nu o să-i placă foarte mult ce i s-a întâmplat. Dar un florar știe ce are de făcut cu florile. Deci am ajuns în această situație. Este foarte bine. Acum trebuie să-i pun apă. Am mai multe sticle cu apă aici, dar am pregătit una mai dinainte care să-i pun. Și apa va ajunge, cred că mai mult prin pământul care l-a avut înainte, în partea de jos aici, unde o să rămână apă, 20 de milimetri, da, cam 20, poate ceva mai mult, dar 20 de milimetri sigur va avea apă, care va menține hrana acolo. Nici eu nu o să-i pun foarte multe, dar o să aibă hrana asigurată de apă, mă refer, mai mult timp și nu se va scurge foarte mult în altă parte. În cutiuța care a fost o cutiuță fără găuri și îi puneam zilnic câte un pic ca să o țin în formă. Avea și proaspătă apa în fiecare zi. Până la următoarea floare, când va face flori, subscribe și să ne vedem bucuroși la flori. Puneți și voi informații despre florile voastre, să mă bucur și eu de ale voastre experiențe. O seară și o zi foarte faină!